Stimați cetățeni, stimați reprezentanții presei, vă voi prezenta în continuare elemente noi constatate în cadrul lucrărilor Comisiei Parlamentare de Anchetă denumită generic Laundromat, comisie constituită în noiembrie 2020, a cărei scop a fost și este să elucideze circumstanțele prin care prin Republica Moldova a fost posibil spălări de bani în proporții deosebit de mari, în proporții colosale, și aici noi vorbim de circa peste 22 miliarde dolari. Precum cunoașteți, patru dimensiuni complete au fost analizate de Comisia Parlamentară de Anchetă. Și aici vorbim de dimensiunea juridică, dimensiunea financiară internă și cea externă, cât și dimensiunea politică. Aceste patru dimensiuni, într-un final, au făcut posibile spălările de bani. Cum anume s-a întâmplat acest lucru? Noi, în cadrul lucrărilor Comisiei, elementele noi pe care le-am constatat, vi le-am relatat pe parcursul lucrărilor. Dar există un element absolut nou, o circumstanță deosebită pe care vreau să vă o prezint în continuare. În speță, sintagma având efect suspensiv a avut o mai mare putere asupra deciziilor Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. De fapt, această entitate reprezintă Centrul Național de Colectare, Analiză și Diseminare a Datelor Financiare. Deci, această sintagmă a avut o mai mare putere asupra deciziilor SPCSB decât alte acțiuni ale serviciului. Etapa apariției sintagmei menționate, cât și impactul ei asupra acțiunilor instituției, a necesitat pentru comisie o analiză suplimentară, fapt pentru care și am solicitat prelungirea termenului de activitate pe lângă alte aspecte noi descoperite. Conform reprezentanților instituției Serviciului Prevenire Combaterea Spălării Banilor, un amendament din legea numărul 190 din 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost utilizat în mod abuziv în cadrul prezentei tipologii. Despre acest fapt am auzit cu toții din cadrul audierilor publice. Vorbim aici, ne referim aici la articolul 14, alineatul 1, secund, cu referire la efectul suspensiv al deciziei serviciului, sau mai simplu explicat, ca să fie clar pentru cetățeni, în urma modificărilor operate în legislație, a fost posibilă deblocarea, suspendarea deciziilor de blocare a conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă în proporții deosebit de mari. Iată așa, o breșă a fost creată pentru a debloca deciziile serviciului. Cum anume reușeau reprezentanții companiilor din prezenta tipologie, cum reușeau să obțină acest lucru în urma modificărilor operate în legislație? Se prezentau în instanța de judecată și conform acestui efect suspensiv al alineatului 1 secund din articolul 14 din legea vizată, prezentau la bancă copia recursului înregistrat la Curtea de Apel, iar instituția bancară debloca tranzacția. Iată așa, simplu, doar cu o copie de prezentare în instanța de judecată a plângerii privind blocările efectuate de către serviciu. Din audierile publice organizate de comisie cu reprezentanții Serviciului Prevenire Combaterea Spălării Banilor, am aflat că au fost aplicate în total la banca vizată, în cadrul acestei tipologii, 46 de decizii de blocare a tranzacțiilor suspecte, însă fără succes din motivele pe care le-am descris mai sus. Astfel, serviciul ne-a comunicat că acest fapt a prezentat unul dintre cele mai mari impedimente de a stopa fluxurile financiare în proporții deosebit de mari care veneau și tot veneau pe parcursul a 3 ani de zile din Federația Rusă. În continuare, în legătură cu modificările în legislație privind articolul vizat și alineatul vizat 1 secund, Comisia Parlamentară de Anchetă a proces la cercetări suplimentare și a scos la iveală un aspect deosebit. Din analiza dosarelor din anul 2011 privind modificări în legea vizată, în sinteza amendamentelor, am descoperit că însăși instituția din care făcea parte la moment
în anii de referință, Serviciul Prevenirii Combaterea Spălării Banilor, și care ar fi trebuit împreună să combată acest fenomen, neavând drept de inițiativă legislativă, a propus sintagma având efect suspensiv, ce a fost susținut și a fost susținută acest amendament de Comisia Parlamentară Raportare, și anume Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, a cărei președinte era domn Stoianoglu Alexandru, actual procuror general. Am în vedere aici instituția CCEC, pe cum se numea în anii de referință. Eu am prezentat acest document, deci analiza sintezelor care au fost prezentate la comisie, le-am prezentat public. Aici se vede clar, în rețele de socializare, dumneavoastră ați avut posibilitatea să faceți cunoștință cu acest document. De fapt, este raportul comisiei pentru lectura a doua. Dar nu ne-am oprit aici, pentru că din această sinteză a amendamentelor nu a fost clar cine anume este funcționarul din cadrul CCEC care a prezentat comisiei în mod abuziv acest amendament. Deci, în concluzie, motivul invocat de către Serviciul Prevenire Combatere Spălării Banilor drept impediment de stopare a fluxului financiar ilicit, și anume această sintagmă având efect suspensiv, a fost creat de însuși instituția CCEC, CNA actual. În cadrul audierilor cu reprezentanții serviciului, noi le-am prezentat acest detaliu și ei, de fapt, s-au arătat extrem de surprinși de acest aspect constatat de către lucrările comisiei. Ulterior, comisia a solicitat de la CNA și Direcția Generală Juridică a Parlamentului suport în identificarea funcționarului care urma să prezinte amendamentul în cadrul Comisiei Parlamentare sesizate în fond sau modalitatea prin care a fost recepționat amendamentul respectiv. De la CNA am aflat că toate materialele au fost nimicite, dar Direcția Juridică a Parlamentului ne-a prezentat din arhivă, găsind cu greu, o scrisoare înaintată președintelui Comisiei Parlamentare Securitate Națională, prezidată în acei ani, în anii de referință, 2010-2014, de domn Stoianoglu Alexandru, cu semnătura funcționarului care era directorul instituției, domnul Chetraru Viorel. În acest sens, am găsit și acea scrisoare, care de fapt nu era parte din dosarul privind modificările operate. Am găsit-o într-un mod special în Arhiva Parlamentului și aici avem semnăturile domnului Stoianoglu de a anexa această scrisoare cu sinteza amendamentului propus de către instituție și semnătura domnului Viorel Chetraru, care a înaintat acest amendament prin Comisia Parlamentară sesizată în fond. Noi am dorit în continuare să constatăm dacă a avut sau nu dreptul la inițiativă legislativă CCEC, instituție care făcea parte din guvern în anii de referință. Potrivit Constituției, dreptul la inițiativă legislativă aparține deputaților în Parlament, președintelui Republicii Moldova, guvernului, adunării populare, a unității teritoriale autonome Găgăuzea. Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției a fost format, pe cum știți, în 2002, iar în 2012 Parlamentul a votat proiectul de lege privind reformarea instituției, fiind redenumită în Centrul Național Anticorupție. Proiectul prevedea că această entitate să nu mai fie o instituție guvernamentală, ci una autonomă, sub control parlamentar. În concluzie, în momentul prezentării amendamentului vizat, CCEC îl putea înainta doar ca propunere a guvernului. Exact cum a fost înaintat proiectul numărul 680 din 14.03.2011, despre care noi vorbim în lectura întâia. Președintele Comisiei Parlamentare sesizate în fond, astfel, nu avea dreptul să recepționeze amendamentul altfel decât ca propunere înaintată de guvern. În cadrul lucrărilor comisiei nu s-a constatat faptul dacă a adus la cunoștință domnul Chetraru Viorel membrilor guvernului despre aceste modificări pe care le-a propus comisiei.
Din simplu motiv că dumnealui a refuzat repetat să se prezinte la comisie, enunțând că tot ce a avut de spus a spus în cadrul primelor audieri. Aceste circumstanțe noi de clarificare noi le-am descoperit pe parcurs. De asemenea, am trimis în calitate de ex-deputat și în calitate de ex-președinte al comisiei domnului Stoianoglu Alexandre, am trimis demers prin care am solicitat motivul apariției sintagmei vizate în articolul vizat, articolul 14 alineatul 1 secund. Din păcate, nu avem nici până astăzi răspuns, în schimb, recent am văzut un comunicat de presă a Procuraturii Generale prin care dă anumite calificative unui deputat. De asemenea, în urma unei audieri în cadrul Comisiei de Anchetă cu participarea ex-vicedirectorului CNA, Cristina Țernă, s-a constatat următoarele aspecte și vreau să menționez aici. Deși în comunicarea din anul 2017-2018 doamna Țernă s-a referit la anumite circumstanțe, totuși percepția în societate cu privire la autorul amendamentului a fost cu totul alta. Doamna Țernă a venit în cadrul lucrărilor comisiei, am avut o ședință de tip închis, unde dumneaei a putut să ne constate mai multe aspecte, deoarece în fața unei comisii parlamentare de anchetă, dumneaei putea să repete exact ceea ce a spus și anumitor organe competente. Deci s-a constatat că domnul Chetraru Viorel a înaintat amendamentul președintelui Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, domnului Stoianoglu Alexandru, ca urmare a propunerilor venite de la ofițerul din cadrul CCEC, director adjunct al SPCSB atunci, domnul Mihail Goffman. Modificarea alineatului vizat despre care noi vorbim, 1 secund, articolul 14 din legea 190, a fost posibil abia în iulie 2014 și doar în urma asumării de răspundere a guvernului Leancă în fața Parlamentului și acest aspect, dimensiunea politică, îl descriem în raportul pe care îl elaborăm. De asemenea, am prezentat colegilor din cadrul Comisiei de Anchetă o sesizare pe care, în cazul când va fi susținută de către membrii Comisiei, o vom înainta la CSP cu prezentarea dosarului care vizează acest aspect, modul de introducere abuziv în legislație a unei sintagme care a facilitat spălările de bani în Republica Moldova în anii 2010-2014. Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună să aveți!